Forțele navale ruse din Marea Neagră au bombardat azi dimineață mai multe cartiere din Odessa. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită sau ucisă. Cea de-a 26-a zi de război a început cu bombardamente și în Kiev. Au fost avariate un centru comercial și mai multe clădiri rezidențiale. Numărul persoanelor ucise este de cel puțin 8, a anunțat Procuratura Generală a Ucrainei, citată de agenția Radar. Autoritățile de la Kiev au impus astăzi o nouă interdicție de circulație care va dura până miercuri 23 martie ora 7:00. În această perioadă, oamenii nu vor putea circula în oraș fără un permis special. Potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Klitschko, magazinele, farmaciile, benzinăriile și instituțiile vor fi închise. Toți locuitorii sunt îndemnați să stea acasă sau să meargă în adăposturi. În alt oraș, Harkov, un obuz rusesc a lovit un supermarket unde mai mulți oameni făceau cumpărături. Deocamdată nu au fost raportate date despre victime. Momentul atacului a fost surprins de camerele de supraveghere. Autoritățile din Odessa raportează că mai multe locuințe au fost avariate în urma atacurilor lansate de ruși în această dimineață. O scurgere de amoniac a avut loc azi dimineață la uzina Sumă Kimprom, în urma bombardamentelor din orașul Sumă. Un angajat al întreprinderii a fost rănit, anunță serviciul de presă al Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei. La Kherson, oamenii au ieșit cu mâinile goale în fața blindatelor rusești. Astfel de proteste au avut loc în mai multe orașe bombardate de armata rusească. Kievul a respins categoric ultimatumul primit din partea armatei ruse de a depune armele și de a preda orașul Mariupol, informează luni Reuters. Nu va exista nicio predare, nicio depunere a armelor, a declarat viceprim-ministrul Irina Vereșciuc pentru Ucrainskaya Pravda la primele ore ale zilei de luni. Răspunsul a fost deja comunicat părții ruse, a spus ea. Irina Vereșciuc a cerut în schimb ca armata rusă să deschide coridoare umanitare în Mariupol, asediat de forțele ruse. Rusia a cerut trupelor ucraine de la Mariupol să depună armele și să părăsească orașul luni dimineață și a spus că va fi creat un coridor care va funcționa timp de 2 ore dimineața, 7-9, scrie agenția de presă rusă TASS. Rusia a propus ca toate unitățile armate ucrainene să părăsească orașul fără arme și muniții pe ruta convenită cu Ucraina și a insistat asupra unui răspuns oficial înscris până la ora 5 ora Moscovei luni dimineață. Armata rusă a trimis părții ucrainene o scrisoare de 8 pagini. Vicepremierul Vereșciuc a informat că răspunsul său către Moscova a fost: în loc să vă pierdeți vremea cu o scrisoare de 8 pagini, mai bine deschideți un coridor. Ministerul ucrainean al apărării îndeamnă pe cetățenii ucraineni să folosească un serviciu special care generează un cod QR prin care să semnaleze armatei informații despre locurile unde au fost observate trupe ruse. Militarii ucraineni precizează că fiecare mesaj postat în aplicație este mai întâi verificat de Serviciul de Securitate al Ucrainei într-o anumită zonă. În mesaj trebuie precizat orașul, regiunea, ora la care au fost observate trupele inamice și date privind geolocația. În același timp pot fi raportate persoane suspecte observate într-o anumită zonă.